Așa, hai, fă intro. Ce să zic, YouTube, astăzi am venit la Steffi Gym Pipera. Sunt cu Mihai, Mihai în spatele camerei, suntem puțin cam morți. Știu că bate vântul și probabil nu mai e dead cat-ul așa, au zis cu întreruperi, dar asta este. O să... Cât mai avem? 14 zile? 12 zile. 12 zile mai avem. O să facem spate iar, nu știu dacă am să dăm în spate, dar o să facem și posing. Și cam ăsta e intro, hai să-i dăm. La primul exercițiu am dat dramatul în braț. Prima serie am făcut, eu am făcut 9 repetări ciprianul 11 cu 52. Nu mă întreba cum, dar mă rog, că am avut și ustea. Și acum facem cluster set, adică 5 repetări. În pauza de 15 secunde o să dau practic mâna cealaltă, ca să nu stau în pauză. 5-5-5-5 de 4 ori, ok? Bun, și o să vedeți exact și cum ne-am poziționat la aparatul ăsta, că e puțin... Da. Am făcut un back support cumva din doi oameni și o să best vedeți way, cum. Best way to use a spatter. Da. Aoleu, ce contrajur. Stați așa, gata. Suntem la ramat la helcometru. Ultima serie la epuizare. O să o filmeze Mihai, execut eu. Nu cred că am filmat tibarul. În fine, ăsta e exercițiul care urmează după tibar. Sunt tracțiuni la helcometru. Ia, stați așa. Așa, tracțiuni la helcometru. Asta e ultima serie de lucru, unde o să facem și drop set. Vedem ce se face. Și acum, pe drop set, o să avem negativul destul de lent și controlat. Ăla e. După care mai facem încă unul, am decis să avem dublu drop set. După care o să facă Ciprian și o ancoră frumoasă. Ancoră. Bă, cred că dăm pulloverul înainte de ramat, că mi-au murit antebrațele. Da. Normal trebuia să avem pulloverul ultimul. Dar de la această priză, cred că am lăsat antebrațele la un moment dat. Și ar fi ineficient să facem acum la aparatul de ramat. Bine. Nu știu dacă merge secundele, dacă e înregistrat. Test
ce tuburi are. Bă, aici să văd, uite din partea aia. Ce furtună. Da, să văd că se văd oricum. Furtunuri. Furtunuri. Exercițiul 4 din 5. Asta e ultima serie de lucru. Tot cu drop să se întâmple. Ciprianul zicea că am început o lombară, dar vreau să observați acest colăcel biconcav de pe spatele lui. Așa. Azi temperatura afară nu mai e chiar așa de fierbântată ca și zilele trecute. Se poate respira un alt, geam deschis. Mai am 3 mese. E foame. Și prea mai cu fiecare. Băi, m-am spăgat ăsta aparatul ăsta, mă duc. Hai că nu peste voi. Negativ, băi, negativ, negativ. Ale. Ține un pic de tracție pe negativ. Hai, ține oamenii din spate aici și uite o școală aia. Hai, hai. Hai. Bine. Pozăm un pic. Stai așa, bagă-te în partea asta. În spatele? Da. Ia întoarce-te un pic spre dreapta. Așa. Vrei să fac poze mai bine? Cam atât. N-am văzut spaniolezul. Prima serie la ramat, este un aparat de ramat. Prima de lucru. Prima de lucru la ramat, mă scuzați. Mihai o să execute, voi o să vedeți. Bineînțeles. Dacă Mihai își pune tot stack-ul, asta a fost. Asta s-a putut. Da. Nu uitați, nu trebuie să reproduceți chestia asta. Noi suntem în pregătire. Nu putem, suntem, energie. Nu suntem întregi la minte, absolut deloc. Dar după cum puteți vedea, este o execuție mult peste orice înseamnă decent. Doamne. Doamne, priviți. Mă rog, priviți. Doamne, ce contracție. Asta pe mâine, ia dă-mi și de chingile, te rog. Chingile, e full blast, unul, mamă. Deci nu are sens să filmez spatele că le-ați văzut. Haideți să vedeți apărul în lumina asta. Vă rog, să lăsați coment lui Mihai pe Insta cu Cardu Pro, atât. Cardu Pro în comentarii, comentați Cardu Pro acum. Acum, că îl dăm pe loc. Îl scot la printotecă și îl dau când ieșim. Doamnelor și domnilor, acesta a fost vlogul. E Mihai în contrajur, nu prea-l vedeți bine. De-aia întoarcem puțin în camera. Domnilor. Ia zi, gata? Atât? Da, doamnelor. Stai și tu jos. Vă aștept la următorul vlog să dau subscribe. Mulțumesc pentru cei 640 de subscriber pe care am din 3 videouri. Vă promit că vor veni mai multe, dar să veniți și voi mai mulți. Bine. Un mic moment de marketing. Luna asta aveți, ce-a mai rămas din luna asta, 20% reduceri profit abolic. Codul lui azi e FTB, codul meu l-aveți în descriere. Ne auzim la următorul. Ciao.